cam așa pe ele de frunze. Salut! Astăzi vom vorbi despre cum a fost școala moto pentru mine, ce am făcut pe acolo și cum am ajuns să conduc și cum au lăsat și părinții, că e un lucru important, mai ales pentru permisul de 16 ani. Haideți să începem atunci! Dar mai întâi vreau să vorbim despre car vertical și despre aceasta motocicletă în prealabil. Și vedem aici la highlight-uri care un accident raportat și dăm aici la daune și vedem aici la accident cum arată motocicleta și ce a pățit. Și dacă observați foarte atent, îi lipsește o roată și nu mai are roata asta din față, ceea ce poate rezulta și la probleme cu cadru și să nu mai fie exact la fel de în siguranță cum era înainte să aibă un accident. Pentru că odată ce nu este făcută în fabrică, sunt șanse ca frâna să nu mai fie pusă bine sau roțile să nu fie calibrate cum trebuie sau să ai probleme la șasiu sau la motor, pentru că la un accident se pot întâmpla mult mai multe lucruri și mai ales pe o motocicletă sunt lucrurile mult mai periculoase decât la o mașină. Și vedem aici cum arăta după ce a fost reparată, adică arată foarte bine. Doar că un samsar nu îți spune toate lucrurile astea, că a fost refăcută, care a făcut-o el și toate lucrurile astea. Și aici mai vedeți și niște sfaturi pe care vi le dă site-ul respectiv, ce să verificați, cum și ce. Aveți un link în descriere pentru o reducere și da, ne întoarcem la videoclip. Deci eu cam de când eram mic, cam vârsta de aia de 12-11 ani, îmi plăceau foarte mult chestiile pe două roți. Mă rog, nu neapărat trotineta, dar biciclete, eram nebunit, non-stop o foloseam. Și după mai încolo au ajuns și motocicletele prin peisaj și uitându-mă pe YouTube și cât de frumos e și vibe-ul pe care credeam eu că-l vadă de-a, m-au făcut să mă îndrăgostez motocicletele acestea, chestiile astea pe două roți. La vârsta de 15 ani, tip 8 luni, 9 luni pe acolo, m-am apucat și eu de școală și da, eu tângeam așa de mult, cam pe la vreo 13-14 ani eram, nu că disperat, dar deja mă uitam la toate motocicletele, cum se simte, cine, ce, cum, știam toate canalele de YouTube și da, am copilărit cu mulți motovloggeri. Da, am început școala atunci și tot o nebuneam pe mama mea cu motociclete, motocicleta, abia aștept că m-au dus la motocicletă, cât de ușor să-mi fie, pentru că eu fac destul de mult până la școală, adică un timp foarte mult irosit pe mijloace de transport în comun. Motocicleta asta mi-a fost ceva wow. Și da, o nebuneam pe mama. Logic că n-a fost de acord din prima. Logic că ar fi fost mai liniștită dacă știa că eu nu merg cu motocicleta. Doar că, până la urmă, era dorința mea și plăcerea mea de a face acest lucru. Ceea ce a contat destul de mult pentru ea. Mai ales că era în gen, oricum o să ajung să merg cu motocicleta, chit că e acum, chit că e peste 2 ani când făceam 18 ani, tot ajungeam să merg cu motocicleta și în 2 ani capeți foarte multă experiență. Mi se pare că e destul de crucial, mai ales să începe ceva mic. Încă un motiv în plus pentru care să le spui părinților tăi de ce să ții motocicleta mai devreme. Pentru că te ajută 2 ani de experiență în trafic sau pe motocicletă pe două roți și mai ales te obișnuiești pe ceva mic, adică ceva care nu cântărește mult și nu are accelerație agresivă sau top speed sau ceva brutal. E tot încet, liniștit. Venise ușor, ușor vârsta să poți să încep școala și o întrebam pe mama mea la ce, nu o întrebam, dar mă interesam la ce școală și așa și aveam într-un fel o cunoștință, un polițist și polițistul ăla mi-a recomandat un instructor și cam așa am ajuns la școala X, că nu vreau să dau nume. Da, m-am pus și eu prima oră, mi-a plăcut super mult, mai ales eu venind de pe un mediu în care mergeam cu bicicleta destul de des, adică mi-a fost destul de ușor să mă acomodez. Prima ședință, dacă nu știți, este o ședință de informare, să zic, adică ce face motocicleta, comenzile fiecare, adică semnal, claxon, ambreiaj, cum funcționează ea. Na, te lasă, adică te învață să mergi, să pleci de pe loc și cam asta, adică vă spun din experiența mea că la alte școli bănuiesc că poate e și altfel. Pe mine m-a învățat un băiat super, o să-i zice Mihăiță. Băiatul ăsta Mihăiță m-a învățat destul de multe și cu el am făcut prima oră. Chit că nu era instructorul meu de bază, să zic, era un fel de ajutător, mâna dreaptă, adjunct. Habar n-am. Și m-am învățat cu menzile motocicletei. Și cam asta a fost în prima oră, după decursul a școlii. Adică să înveți să faci hopturi, să faci șerpuieri, gen de-astea așa, încolești conuri. Ce am învățat de-a cursul școlii până să ies în trafic, adică doar pe poligon, a fost de la prima oră. Atât. Ceva de genul, du-te frate, fă ce vrei tu. Cam așa a fost la școala mea. Și
Da, m-am educat singur, pot să zic. Adică cam așa am terminat eu școala, educându-mă singur și învățând singur chestiile astea, testând și chestii pe poligon și așa, frână de urgență, frână progresivă, ce se întâmplă dacă pui frână când ești aplecat. Vorbind de ce se întâmplă atunci când pui frână aplecat, e că mi s-a întâmplat să scap, pentru că eram în 8-uri, luasem prost. Am pus frână pentru că am făcut prea larg 8-ul și intram în cont sau locoleam pe partea greșită și am ales să pun frână și am pus frână prea agresiv încât mi-a scăpat și am scăpat-o într-o parte. Mă rog, să mai spun o chestie, că prima oră a fost cu echipamentul lor, chit că eu am venit cu geaca mea și cu genunchierele mele și cu toate chestiile ale mele, mi-a dat aia lor, armura aia pe care o primești cam la orice școală. Și asta a fost prima oră. De la a doua oră încolo am venit doar cu bocanci și cască. N-am mai purtat echipament gen altceva, adică genunchiere sau geacă sau chestii de genul, doar bocanci, cască. Și eu am ales să-mi iau mânuși. Eu consideram că cu ce folosesc, cu părțile ale corpului pe care le folosesc să conduc, adică mâini și picioare, că folosesc ambreiaj, accelerație, frână, schimbător, frână spate, lucrurile astea, ar trebui să mă învăț cu echipament. După a început perioada de trafic, adică am avut 3 ore în trafic. Prima oră a fost cu instructorul ăsta, care, după norocul meu pot să zic, era că avea, cred că, 1,60 cu 40 de kg și a fost o chestie mult mai lejeră decât instructorul meu de bază, să zic, adică cu cel care trebuia să dau examenul, care avea cam 1,90 și 100 de kg, adică nu era mare brânză. Era așa, la caterincă. Primele 2 ore le-am făcut cu Mihăiță. Și a fost foarte bine, m-am învățat multe chestii din 2 ore, multe chestii, adică am învățat ce e foarte important. După părerea mea, la școală nu înveți să mergi cu motocicleta, la școală înveți să iei permisul și pasă e absolut tot. Restul ți le găsești tu singur în trafic, din problemele de zi cu zi. Te lovești tu singur de probleme și înveți cum să le gestionezi. Cred că nici la alte școli nu e o mare diferență, adică te învață mare curs de ce înseamnă counter steering, ce înseamnă frânare progresivă, când să le faci, să fii atent la asfalt, să fii atent la pietonii de pe lângă, să te uiți la oamenii în oglindă să vezi ce intenția au. Nu te învață la școală, te le dai seama singur. Ultima oră am făcut-o cu instructorul meu, care avea 1,90. A fost destul de dificil, o trecere destul de mare. Ca control la un motocicletă, mai ales că pentru mine era complicat. Era greu, efectiv, gen. Mă dureau picioarele, simțeam că îmi tremură picioarele și mâinile și tot, efectiv. A fost dificil cu pasager, pot să zic. Am terminat școala, am ajuns la traseu și a fost efectiv ca o formalitate. Adică m-am dus acolo cu gândul că mă duc, îl iau sigur și cam așa a fost. Mă rog, la examen, dacă nu știți, este polițistul în spatele vostru cu o mașină. El e pasager și conduce cineva mașina, nu știu exact cine. Tu ești pe motocicletă cu instructorul tău, cu pasager. Te poate ajuta instructorul super lejer, adică spune sfat, du-te, stai, încetinește, pune frână, accelerează mai tare, mergi mai încet, du-te pe cealaltă bandă. Pe mine pot să zic că da, poate m-a ajutat să iau permisul, dar a fost o fază în care eu veneam de pe o stradă, aveam verde, cum ești aici, să zic, doar că pe partea aia de unde a trecut scuteristul era o trecere de pietoni. Se făcuse verde la mine și era o doamnă pe cealaltă parte la trecere și eu știam că e roșu la semaforul ăla și chiar era roșu. Și am trecut pe semaforul verde și pietonul acela era așteptat la trecere pe roșu. Și instructorul meu era: dai, dă-i, spate, așteaptă, pieton. Mamă, și după ce am trecut nu s-a întâmplat nimic, nu mi-a spus absolut nimeni nimic. A fost ceva de genul: mamă, ai avut noroc aici că n-a trecut doamna aia, că dacă trecea, ăla era. Și atunci chiar mă panicasem că mi-a spus chestia asta în timpul examenului și era în gen: adică l-am picat sau mai dau o dată, ce se întâmplă? Și mi-am continuat eu drumul acolo cu gândul că nu s-a întâmplat nimic și la final mă duc la polițist. Era un polițist ăsta dur, adică n-am auzit odată ce a zis. A țipat de 20 de ori la mine. Doar că a fost ok, n-a fost rău sau astea, dur așa. Și m-am dus acolo la geamul lui că am tras pe dreapta. Efectiv, pe foaie nici nu știam dacă scrie respins sau admis. Era efectiv, era așa de șters încât nu-mi dădeam seama ce scrie. Și eu eram gen: am luat permisul? L-am luat? L-am întrebat și odată pe polițist, după a zis: păi ce scrie aici? Și după n-am mai vrut să-l întreb, că deja apărea că mai e ori un pic și se duce jos la mine și mă bate. Eu nu știam dacă am luat permisul sau așa. Îl întreb pe instructorul meu și zice: da, l-ai luat, bravo, și nu știu ce. Și după am stat liniștit și am plecat de acolo, am continuat și eu și așteptam să-mi vină permisul ca să pot să-mi iau motocicleta. Și da, cam asta a fost experiența mea cu școala. Astea au fost evenimentele mai importante. Încurajez oricum pe toată lumea care își dorește și are pasiunea asta, doar că e o pasiune foarte periculoasă. Adică poți să mori super ușor, poți să rămâi paralizat foarte ușor, poți să rămâi cu sechele pe viață de la mersul ăsta pe motocicletă. Mai ales mulți oameni sunt inconștienți, merg în trafic, zici că-s mașine tamponate, adică nu-și dau seama că mai pun și viața altora în pericol pe lângă lor. Nu-și dau seama de propriile greșeli.
el sau ce se putea întâmpla. După părerea mea și bicicleta mi se pare mult mai periculoasă decât o motocicletă, pentru că cu motocicleta ai semnalizări, ai motorizare, adică te aud și oamenii de lângă, poți să ocupă o bandă. Ca bicicletă trebuie să mergi pe marginea străzii așa, să sper că nu te ia unul din spate sau vine la 2 cm de tine și te dă jos de pe bicicletă. Fiind biciclist înainte cam 2 ani așa pe talan zilnic, pot să zic că e mai safe pe motocicletă, chit că se pot întâmpla lucruri poate mai urâte, doar că ambele foarte periculoase, mai ales în traficul din București, e petardă, efectiv, e o junglă de beton. Și da, ca sfaturi pentru părinți, puteți să-i loviți așa la sentiment, le spuneți că da, e dorința mea și mă face pe mine fericit, chestii de genul. Sau puteți să-i loviți practic, că în 2 ani de motociclism capeți foarte multă experiență și o să-ți fie mai ușor mai încolo, pentru că dacă tu dai de la 18 ani și începe o motocicletă care nu poate fi numită pentru începător, o motocicletă de a 2 poate fi mai periculoasă decât o motocicletă de a 1. Puteți să-i le spuneți că te ajută și va fi un început foarte bun pe o asemenea motocicletă și te poate ierta în foarte multe cazuri în care nu ești capabil să-ți dai seama de ce se poate întâmpla. Încă n-ai, la început ești începător, toată lumea începe de undeva. Doar că pe motocicletă e foarte riscant. Sunt șanse ca prima ta greșeală să fie și ultima. Sunt șanse să nu mai poți învăța din greșeala ta. Dar dacă folosiți metoda asta pentru părinții voștri să le spuneți că la 18 ani tot vă o să dați de motocicletă, să fiți conștienți în ce vă băgați, să vă dați seama de propriile abilități, să aveți grijă de voi, că viața e frumoasă și merită trăită. Și da, cam asta a fost experiența mea la școală. Da, baftă, succes, să vă dați seama de propriile greșeli și să vă dați seama în ce vă băgați, că nu e de joacă, e periculos. Baftă, zi frumoasă și asta e tot. Take a moment right here, feeling like it's out here.